să vă anunț, ca să nu mă țin în suspans, în urma tuturor discuțiilor s-a desprins ca viitor candidat Partidul Social Democrat la primăria municipiului Tulcea, în persoana domnului Dragoș Simion. De asemenea, vreau să vă anunț că și să spun că nu doar Dragoș Simion va face parte din acest vârf de lance, venind cu propunerea unui tandem în această bătălie, Dragoș Simion, Luca Daruzia. Bineînțeles, așa cum am spus, Dragoș Simion fiind candidatul la funcția de primar. Vreau să vă spun că m-a bucurat faptul că toți din biroul organizației municipale, noi cei care suntem în conducerea organizației județene și în mod special Luca Andaluzia, a înțeles că trebuie să optimizăm, așa cum credem noi mai bine, șansele pentru a câștiga alegerile din septembrie la primăria municipiului Tulcea. Asta dă dovadă de maturitate, maturitate politică, maturitate umană, chiar dacă cei doi stăteau în poziții sensibil apropiate, oricare dintre ei putea să fie candidat, dar Anda a spus, da, ne putem optimiza, maximiza aceste șanse, eu stau în această bătălie de Dragoș Simion, alături de voi toți, de organizație, alături de mine și de domnul primar de la Jilovca, de domnul prefect, toți cei care suntem aici de față, având ca unic scop rezultatul de a câștiga alegerile la primăria municipiului Tulcea. Ceea ce m-a bucurat foarte mult, că Dragoș a venit soțit de doi dintre oamenii care l-au susținut, lucru care îl va face în continuare, va aduce oamenii care au fost aproape de România sa în alegerile trecute și eu sper, și nu doar că sper, eu sunt convins că dacă toți vă înțelege că orașul Tulcea trebuie și poate să aibă o administrație în folosul oamenilor, pentru oameni, pentru orașul Tulcea, atunci victoria va fi de partea noastră. Fiu astăzi alături de dumneavoastră. Mulțumesc pentru încrederea pe care domnul președinte Teodorescu și echipa PSD Tulcea mi-a acordat-o în sensul candidaturii mele la primăria municipiului Tulcea. Sunt ferm convins că în echipa pe care a prezentat-o domnul președinte împreună cu doamna Andaluzia Luca, vom reuși să readucem Tulcea în mâinile tulcenilor, așa cum este normal, așa cum se cade, și să facem administrație pentru tulceni. Este lucru pe care mi-l doresc, pentru care mă voi lupta până la capăt, astfel încât să reușim să ne simțim din nou acasă. Mulțumesc frumos! Cunoscut faptul că noi totdeauna ne-am susținut în Consiliul Local, atunci când a fost vorba despre interesul public. Lucrul acesta s-a văzut de foarte multe ori în acțiunile noastre pe care le-am făcut, prin votul alocat în proiectele de hotărâri care erau strict pentru în interesul cetățenilor. Ce vrem noi să facem cu această echipă? Vrem să redăm demnitatea, în primul rând, a locuitorilor municipiului Tulcea. Vrem să aducem un zâmbet pe fețele acestor oameni care, atât mie, dar și lui Dragoș Simion, tot timpul ne fac cunoscut faptul că ei trăiesc practic un coșmar cu această conducere. De fapt, nu avem nevoie de cineva care latră la lună în piața civică sau dansează la știri pe o scenă din cadrul municipiului Tulcea la vreun spectacol. Avem nevoie de oameni serioși, avem nevoie de oameni de administrație. Experiențele pe care le avem, politicii, administrative, atât eu cât și Dragoș, dar și toți colegii din spatele nostru, din Consiliul Local și nu numai din organizația
municipală a Partidului Social Democrat va dovedi că suntem cea mai bună alegere pentru municipiul Tulcea și pentru cetățenii noștri. Vreau să apreciez și eu, de asemenea, că ne este alături de noi și Ciprian Antrop, membru în Consiliul Local, consilier local, partener în partidul din care face parte Dragoș Simion, și să vă asigurăm că tot sprijinul pe care organizația municipală a Partidului Social Democrat îl oferă atât lui Dragoș Simion, dar și mie, va fi soluția câștigătoare pentru noi toți. Dar ce-mi doresc eu, cu siguranță își doresc foarte mulți tulceni, să vadă o schimbare și să vadă că echipa PSD-ului de la Tulcea nu a ținut cont neapărat că trebuie să venim cu un membru vechi de partid sau mai nou în partid, ci a ținut cont de dorința cetățeanului. Această idee de echipă s-a desprins, cred că, așa cum spuneai și tu, Andaluzia, de câțiva ani de zile, prin întrebările pe care vi le adresau cetățenii acestui municipiu. Și dacă vom reuși, și eu știu sigur că vom reuși, să ajungem să discutăm cu cât mai mulți oameni din municipiul Tulcea, cu siguranță vom avea și respectul acestor cetățeni și cu siguranță veți face o echipă pentru tulceni și nu pentru un partid anume.